Gata, fraților, ultima dată când urc panta, a trecut aproape o oră, mai sunt 5 minute. Am făcut aproape 7000 de pași. Mă declar mulțumit. Sunt convins că am ars foarte multe calorii și voi merge acasă după ce termin tura asta. Fraților, am venit aici la panta mea să bag cardio. Vreau să fac o oră pentru că o oră de mers înclinat are vreo 15 grade panta, pentru că nu am făcut deloc săptămâna asta cardio. Am spus și în clipul de astăzi pe care l-am pus pe YouTube, dacă nu l-ați văzut, vă rog frumos să vă uitați pentru că este foarte tare, aveți lucruri de învățat și să vedeți câtă masă musculară am pus săptămâna aceasta, pentru că mie mi se pare că sunt mult mai masiv. Fraților, dacă aveți burtă și vreți să scăpați de ea, nu mai faceți abdomene, pentru că abdomenele nu sunt bune pentru a scăpa de burtă. Efectiv, nu sunt bune, sunt niște porcării. Gândiți-vă că faceți 20-30 de abdomene și faceți vreo 4 serii. Exact ca și exercițiile HIIT, cum vă recomandă toți prostăvanii ăștia pe YouTube din lumea fitnessului. În 5 minute scap de grăsime, antrenament acasă, 10 minute scap de grăsime. Și fac niște antrenamente HIIT, adică pe intervale, să faceți, cum să zic eu, 30 de secunde un exercițiu, da? La intensitate maximă, să dați tot, să fiți all-in și apoi să faceți pauză de 30 de secunde. Și tot așa, și faceți 4-5 serii, 6 serii, faceți 10 minute, înțelegeți? Dar nu e ok, nu ardeți atât de multe calorii precum credeți voi. Și bineînțeles, la abdomene nu puteți să ardeți grăsimea din jurul abdomenului, e imposibil, grăsimea se arde cu totul. Deci grăsimea se arde cu totul și se arde din deficit caloric. Este singura modalitate de a scăpa de burtă, de a scăpa de grăsime. Înțelegeți? Este... acest deficit caloric se poate face în bucătărie, din alimentație, din sport, din exerciții cardio mai ales, pentru că ele ard cele mai multe calorii și nu cardio HIIT, după cum spuneam, și cardio din acesta, steady state, în care poți să faci o oră, să mergi, să-ți găsești un ritm. Și eu acum am vrut să fac sprinturi până sus, dar asta și m-am gândit așa, frate, dacă bag sprinturi, mai mult de o tură, două ture, nu pot să dau pe panta asta. Mai bine fac eu 10 ture, 15 ture, fac o oră, la ritmul meu, am mers normal, un pic mai rapid, mă rog, cât pot eu de bine, de repede, dar să-l fac pe o perioadă mai prelungită, pentru că astfel voi arde mult mai multe calorii decât exercițiile HIIT. Și bineînțeles, mai este combinația de deficit caloric din alimentație și deficitul caloric pe care îl poți obține prin sport, prin cardio. O combinație de genul ăsta. Deci dacă vreți să slăbiți cât mai eficient, cât mai mult, să vă scadă burta proporțional cu celelalte părți ale corpului, cealaltă grăsime de pe toate părțile corpului, pentru că nu puteți să reduceți grăsimea dintr-un anumit punct, trebuie să fiți într-un deficit caloric pe care îl obțineți din bucătărie, din alimentație sau care puteți obține prin ajutorul exercițiilor fizice, prin exercițiilor cardio, pentru că sunt foarte bune. Cardio ăsta de intensitate mică, medie, care îți permite să faci un timp cât mai mult, nici nu arde masa musculară, deci nici nu vei pierde mușchi ca față de exercițiile HIIT. E deja la 6-a tură sau 7-a tură pe care o dau și am făcut decât 30 de minute până acum. Mai am încă 30. Cred că o să fac 15 ture. În fine, ideea este că vreau să vă spun 3 exerciții, cele mai bune 3 exerciții pentru cardio, pentru a scăpa de grăsime. Haideți că am oprit un pic, a trecut unul cu mașina. Deci, cel mai bun exercițiu cardio și al doilea, nu știu exact care este cel mai bun, dar sunt foarte acolo, foarte aproape unul lângă altul. Înotul, care stimulează foarte mult musculatura, adică poți să faci, să-ți tonifiezi și mușchii și dacă n-ai mai făcut deloc sport, poți să pui ceva masă musculară la început, în primele luni. Și mersul pe munte, mersul pe plan înclinat. Astea două sunt fantastice. Deci vă stimulează și musculatura în același timp în care ardeți o grămadă de calorii, în care slăbiți, în care ardeți grăsime, ce poate fi mai fain. Încercați să faceți cât puteți voi, să ajungeți la o oră, două și veți arde calorii ca la balamuc. Iar pe locul 3 ar fi bicicleta. Bicicleta la fel.
Este un exercițiu bun, nu pune presiune pe articulații, nu pierdeți masă musculară, însă nu este un exercițiu atât de complex ca celelalte, pentru că nu intră atât de multe grupe musculare. Însă este un exercițiu bun. Îl puteți face în casă, la voi, vine acum iarna, e cald, o să fie frig, puteți să-l faceți la căldură frumos, să nu răciți și băgați pe bicicletă, fraților, cât puteți, la un ritm normal, fără sprinturi. Sau dacă puteți, faceți și sprinturi, da? O să vă ardeți repede, nu o să puteți face foarte multe minute. Mai bine să faceți mai multe minute pe o perioadă mai... la un ritm mai normal, mai mic, care vă permite să faceți mai mult. Iar dacă vreți masă musculară, antrenament cu greutăți, fraților. Vă duceți la sală și vă antrenați cu greutăți. Asta e toată șmecheria. Bicicleta în aer liber, să mergi cu bicicleta în aer liber, este mult mai bună decât bicicleta statică. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem pe bicicletă în casă, pe bicicletă statică, dacă o avem și așa mai departe. Dar dacă aveți bicicletă din aceea normală și vă place să mergeți cu bicicleta, mergeți, fraților, mergeți pe dealuri, mergeți pe oriunde vreți voi, pentru că ardeți mai multe calorii decât pe bicicleta statică. Pentru că vă încordați mai mulți mușchi. Aveți și mâinile încordate, aveți și abdomenul, aveți mult mai mulți mușchi încordați și atunci ardeți mai multe calorii. Și încă un exercițiu bun sunt scările. La fel, foarte bun exercițiu ăsta, scările. Numai că la fel vă solicită foarte mult și nici nu aveți prea, nu știu dacă aveți unde să faceți scări, adică să alergați așa de, să mergeți de nebun pe scara blocului, să coborâți, să urcați, să coborâți, să urcați. Ați putea, dar adică este un exercițiu foarte bun. Deci ați putea. Dar mie mi se par mai convenabile celelalte. Iar dacă nu ai posibilitatea să te duci la sală, să te duci pe stadion, să te duci pe munte, stai, nu știu, undeva la țară, ai gospodărie, frate, bagă muncă. Ai înțeles? Bagă muncă, muncește câte o oră, două pe zi, 3 ore pe zi, să vezi ce slăbești. Când vine anotimpul, dă-i cu sapa, desfundă sapă, fă toate muncile astea din gospodărie, care găsesc de apă, dai mâncare la animale, dai apă la animale, sapă-ți grădina și vei arde la calorii. Îți garantez că vei arde foarte multe calorii. Adică nu este obligatoriu să faci aceste 3 exerciții pe care vi le-am recomandat eu, să faceți aceste 3 exerciții care sunt cele mai bune. Dacă nu aveți posibilitatea asta, stați undeva la țară, sunteți din mediul rural și vă ocupați cu agricultura, vă ocupați cu animalele, nu e nicio problemă. Ăștia au la vânănie, fraților. Habar n-aveți voi ce vânoși sunt oamenii de la țară, ce striați sunt, ce definiți sunt, sunt mai fibră. Dacă ești sportiv de performanță, de exemplu, dacă ești fotbalist, dar nu orice sport, înțelegeți? Vă dau un exemplu, dacă ești fotbalist. Dacă ești fotbalist, e foarte ok să faci sprint pe pantă, după aia te odihnești când cobori, după aia răbași sprint, după aia te odihnești când cobori. Este ok pentru că tu ai nevoie de explozie. Tu ești deja slab, tu nu ești ca mine, frate. Eu nu sunt sportiv de performanță, eu încă sunt gras, am 110 kg. Eu fumez foarte mult. Eu nu pot să fac chestiile astea pentru că cum să zic eu, într-un sprint din ăsta, dacă aș fi ajuns până sus, dacă aș fi reușit să fac un sprint pe toată panta, eu deja eram ars, eram terminat. Eram cu pulsul 200 și nu mai puteam să mai fac. Înțelegeți? Deci exercițiile astea HIIT sunt foarte grele și sunt pentru o anumită categorie de oameni, pentru sportivi de performanță, pentru cei care vor să-și dezvolte agilitatea, explozia. Înțelegeți? Și totodată cum să zic eu, este posibil să arzi și foarte multă masă musculară, pentru că ați văzut, fotbaliștii nu sunt atât de masivi precum sunt culturiștii. Fraților, eu vreau să fiu masiv, eu vreau să-mi cresc masa musculară, să ajung la 95 de kg, 96 de kg, să fiu masiv, să fiu urs, nu să fiu, să ajung la 70 de kg ca un fotbalist. Înțelegeți? Asta e toată diferența, contează foarte mult pentru ce vă antrenați.
Dar asta nu înseamnă că dacă fumezi, dacă nu ești sportiv, dacă nu ești, nu știu, dacă ești obez, dacă ești foarte, foarte gras, cum am fost și eu, asta nu înseamnă că trebuie să te lași, să te delași cu ani, să ajungi la 200, 300, 500 de kg, să mori de obezitate, să mori de inimă, să mori de infart. Nu, frate, trebuie să faceți, să vă ambiționați, să începeți să mergeți, să începeți să faceți excursii, să vă duceți pe munte, drumeții, să faceți orice, să vă duceți la bazin, sunt și bazine închise, să dați acolo din mâini, să notați cât puteți voi, 5 minute, 10 minute la început, până când o să începeți să notați mai mult. Trebuie să aveți grijă la alimentație și o să vedeți că o să slăbiți. O să slăbiți foarte mult. Vă garantează fratele vostru, ursul vostru vă garantează. Cum am reușit eu să slăbesc 40 de kg, veți reuși și voi, garantat. Să facem încheierea, fraților. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, ursul vostru. Până data viitoare, v-am pupat. Ciao! Apar și dispar ca la show and go. Ești plin de ridicol bufon. Faci bum dacă apăs pe buton. Pas, păpușa, eu trag sporile. Sunt magi, păpușa, eu trag sporile. Halea, nu sunt sportiv, dar le coc. Voi, vrăjitorul din os. Voi, pictez la furaca Lucian. Voi, am plecat, a rămas fără foi.